Au început finalele campionatelor naționale de atletism, desfășurate în sală, iar sportivii clubului Petroenergia Câmpina au debutat cu succes. Finala campionatului național universitar, desfășurată luna aceasta la Bacău, i-a adus Alexandrei Stan medalia de bronz. Ultimul concurs la care am fost este campionatul universitar de sală de atletism. S-a desfășurat în orașul Bacău pe data de 22, respectiv 23 ale lunii ianuarie. Acolo am reușit să mă clasez pe locul 3 la aruncarea greutății, fiind și singura reprezentantă a Politehnicii București. Alexandra face atletism de 5 ani. Este sportul care o pasionează și luptă pentru rezultate deosebite, dar din păcate nu este susținută. Timp de 5 ani de zile am fost nevoită să mă antrenez într-o sală de 4x4, fără un grup sanitar, fără vestiare sau oricare alte condiții care ne-ar fi putut ajuta. Pot spune că m-am descurcat, mai ales că momentan mă antrenez singură. Încă nu se alocă fonduri pentru susținerea sportului, mai ales pentru cel câmpinean. Din pricina condițiilor precare, cum am spus și mai devreme, ne este foarte greu. Adesea ne antrenăm pe bulevard în timpul verii și încercăm să improvizăm tot felul de aparate pentru a ne fi mai ușor. Și antrenorul Mihai Pascu solicită mai mult sprijin. Sunt rezultate. Performanța Alexandrei vine să confirme acest lucru, mai ales că a fost obținută în compania unor adversari redutabile, condiții de pregătire aproape zero. Și mă întreb, oare până când aceste condiții, această lipsă de interes din partea organelor vocale? Și aș vrea să cred că la Casa Tineretului se va găsi și pentru ei un spațiu corespunzător sau în altă parte, astfel încât să nu mai fie marginalizați ca până acum. Din păcate, sportivii nu pot reprezenta municipiul Câmpina și județul Prahova la competițiile oficiale dacă nu sunt ajutați financiar măcar de Consiliul Local.